Nu. Fiindcă asta din mijloc, termenul din mijloc are pe 4. Și scădem un 4 și de aici, și de aici, și de aici. Deci scădem un 4 peste tot, adică și din primul membru al inegalității, și în al doilea, și în al treilea. Fiindcă e 4 ăsta, deci ce devine ea? Devine 6 minus 4. 6 minus 4. Mai mic egal decât 2n plus 4 minus 4. Mai mic strict decât 20 minus 4. Și devine echivalentă cu membru stâng. 6 minus 4, cât face? 2. Mai mic egal decât 2 ori n. Plus 0. Nu mai ales să-l scriem, da? Strict mai mic decât? 16. Și acum, haideți să împărțim așa asta peste tot prin 2. De ce prin 2? De ce nu împart prin 3 toată asta? Te uiți aici, da? De ce împărțim dubla inegalitate prin 2? Fiindcă toți termenii aici sunt multipli de 2. Și eu, prin împărțirea lui la 2, 2n împărțit la 2 va fi simplu n. Și atunci voi avea. Deci împărțim totul. Hai să punem o bară. Împărțim prin 2. Și ce devine? Te rog, vorbește. 2 împărțit la 2. 1. Mai mic egal decât? Mai mic egal decât 2n împărțit la 2, rămâne un singur n. Mai mic strict de, mai mic egal decât n și mai mic strict decât? Mai mic strict decât 8. 8. Și atunci, care sunt valorile pe care le vrea autorul? N aceștia, între cine și cine sunt? De unde începe? 2, 3, 4, 5. 1, chiar și cu 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Nu? Până 6, unde? 7. Până la 7. Asta era. Deci, de aici, rezultatul rapid, ca A egal cu mulțimea 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7. Mult mai repede am rezolvat niște așa. Deci, vezi, aici am muncit foarte mult și am început să locuim pe el cu 0, 1, 2, 3 până când. Și am luat doar acele valori pentru care am ajuns la propoziții adevărate. Și spuneam că dacă intervalul ar fost mult mai larg, ar fost foarte mult de lucru. Acum aș putea să încerc și eu să fac un exercițiu? Acum îți dau voie să, dar am vrut să ți arăt această metodă foarte deșteaptă. Deci proprietatea asta de caracterizare dată, am dus-o sensizând o șmecherie că putem scădea un 4 peste tot, adică pe ăsta de aici. Că am ajuns aici și am împărțit prin 2, fiindcă toți termenii aceste duble inegalități s-au împărțit la 2 și mi-a dat simplu el că e de la 1 la 8. Păi e foarte simplu de acum. Dacă știu că sunt toate numele de la 1 la 8, le-am pus rapid, fără 8. Și atunci sunt 1, 2, 3, 4, până la A. A mare, da. A mare. Ar fi Y. Mulțimea tuturor. Y-cilor. Y-cilor. Aparținând numerelor naturale. Da. Proprietatea că așa, vreau să scriu 1. 1. Este mai mic sau egal decât 2. Plus. Nu. Minus 3. 2 minus 3? Da. Face? Mai mic da, sau egal nu. Decât... Trebuie să fie și cu Y aici ceva. Adică, vezi, tu vrei toți Y-ii cu proprietatea că. Dar când am zis toți N cu proprietatea că, asta propoziție avea și pe el. Atunci vreau să fac altul, să... Nu, aici, fă aici, pe termenul ăsta din mijloc, așa fel încât să fie și Y cu pus. 2 N
2y, vrei să spui că 2y. Da, 2y. Minus 3. Și mai mix în continuare, deci încă o inegalitate. Adică mai mic, vrei să copii modelul de acolo, am înțeles. Da. Mai mic decât 3. Mai mic decât 3. Am făcut special ca să dea mulțime la video. Să vedem. Poate ai dreptate, poate nu. Ok. Hai să vedem. 1. Mai mic decât 2. Deci pe, cu ce element începem? Cu primul Y din numele naturale. Care e primul Y din numele naturale? Cu 0. 0, nu? Muncim așa în valori particulare și după facem proprietatea aceea de caracterizare care e șmecheria a doua. Dar asta a fost metoda întâi. Și acum aici a fost metoda a doua, care a fost mult mai rapidă. Da. Da? Deci două metode am avut aici la, în vedere. Hai să vedem acum prin munca directă. Deci pentru Y egal cu 0, rezultă, proprietatea se transformă. Rezultă că 1 este mai mic decât 2 ori 0. 2 ori 0, minus 3. Minus 3 mai mic decât 3. Care este egal cu... Că 1 e mai mic egal decât... Că 1 este mai mic decât... egal decât 0. 2 ori 0, 0, minus 3. 0 minus 3 face minus 3, rămâne. Minus... minus nici 3. N-ar avea rost. 0 minus 3 nu se poate face scăderea asta, nu? Da. Deci 0 minus 3 aici e un semn de întrebare și cu asta spunem că nu mă mulțumește. Y egal cu 0 nu mă duce la ceva care să pot să interpretez. Y egal cu 1. Y egal cu 1. Că 1 este mai mic decât 2 ori 1, minus 3 mai mic decât 3, care este egal... Echivalent. Cum? Cu 1 mai mic egal decât 0 minus 3. Da, 2 ori 1? 2. Minus 3. 2 minus 3 nu poți face operația asta, da? 2. Și deodată ești iarăși într-o situație delicată și spui că, cu părere de rău, nici pe 1 nu poți lua, că 2 minus 3 nu știi tu cât să calculezi. Da. Da? Y egal cu 2, să vedem. Ce sunt de plus? Care rezultă că 1 este mai mic egal decât 2 ori 2 minus 3. Mai mic strict decât 3, da? Decât 3. Echivalent cu? Echivalent cu? 1? 1 mai mic egal decât 2, mai mic egal decât 4 minus 3, 1. 1. Mai mic strict decât 3. Mai mic strict decât 3, da. E adevărat. Da. Acest Y egal cu 2 e primul element al mulțimii pe care ai dat-o tu. Deci primul element, aici când continui, A mare egal cu 2, este primul element descoperit. Care numea, s-a desfăcut de proprietate. Y egal cu 3, asta e ultimul. Care rezultă că 1 este mai mic decât 2 ori 3, mai mic decât 3, rezultă sau... Echivalent. Echivalent. Proprietatea asta echivalentă cu a 1. Mai mic sau egal decât 6 minus 3, 3. 3. Strict mai mic ca 3. Da. 1 și 3. Dar e adevărat aici că 3 strict mai mic ca 3? Nu. E fals. Deci nu am voie să-l iau. Adică acest 3 de aici nu mai lua, nu mai adaug aici. De acum să vede clipa în care le iau pe 4, voi obțin o propoziție falsă. Singurul element este 2. Nu mulțime vidă. Vezi? Am cercetat. Și am constatat că singurul element al mulțimii acesta este 2.
Acum, hai să vedem și prin șmecheria. Asta a fost metoda aceea de testare a tuturor valorilor lui Y, de la zero începând, și care a satisfăcut. Singura care m-a bucurat a fost Y egal cu 2, de ce l-am luat. Celălalt 0, 1 și 3 și de acum înainte, nu or mai fi adevărate, nu mă duc spre propoziția, nu mă conduc spre propoziții adevărate, ci numai propoziții false, deci celelalte valori, și atunci eu nu mai continui. Și haideți să încercăm acum prin metoda asta, că mi se pare foarte deșteaptă, adică să nu dăm valori foarte multe până când ne scoate din zonă, ci să o traducem prin... o scriem proprietatea de caracterizare și o traducem, să spunem, într-una, o ducem într-una echivalentă. Adică, iată, vom spune așa. Să o dăm din nou. Era 1 mai mic egal decât 2y minus 3, strict mai mic decât 3. Da? Asta e, așa e dat proprietatea. La mulțime acolo. Ți amintești, da? Uite-o aici, 1 mai mic egal decât 2y minus 3, mai mic strict decât 3. Deci ce urmează pe bara asta e proprietatea de caracterizare. Și acum am luat-o deoparte și o prelucrăm. Ce să facem la dubla asta inegalitate? Ce crezi tu că să facem? Deci, ce să facem în dublat? Data trecută știi cam ce am făcut. Am adunat un... Am scăzut un 4, că era plus 4 și am scăzut un 4. Acum, fiind scăzut, ce să fac? Să adun un 3. Ca 3 minus 3 să facă 0. Deci adun un 3 peste tot. Deci adun un 3 și aici, și la asta din mijloc, și la asta de aici. Data trebuie era 2n, nu mai amint, 2n plus 4, și am scăzut un 4. Acum, fiindcă e scăzut, adun peste tot. Deci în dubla inegalitate adunăm un 3. Și ea devine. Ia să vedem ce devine. 1 plus 3. Hai să scrii, vorbește. 1 plus 3. 1 plus 3. Mai mic egal. Mai mic egal decât? 2y plus 3 minus 3. Că am pus noi pe plus 3 și era minus 3. Mai mic strict decât? Mai mic strict decât? 3. 3 plus 3. 3 plus 3. Da? Pentru că am spus că ce am făcut? Am adunat un 3 și la primul membru al inegalității. Și la al doilea și la al treilea. Deci, am adunat un 3 peste tot. Și apare echivalent. 1 și cu 3 face... 1 și cu 3 face... 4. Hai. 4. Mai mic egal decât... Mai mic egal decât 2y plus 3. Plus 3 minus 3? Se face. Plus 3 minus 3 face 0. De asta e motivul. Deci am adunat un 3 ca să-mi facă 0 acolo, să scap de el. 2y mai mic strict decât 3 plus 3? 6. Ei, ce am putea face la acești 3 termeni? Ce observi tu că am putea face pentru toți? Păi, ar fi așa, mai tii, ar putea fi elementele, dar ar fi, de fapt, doar elementele. Dacă înlocuim și muncim acolo... Noi îl tu, e tot. Pentru că înainte cât 6. Adică, hai să împărțim printr-un 2 peste tot, că și ăsta e par, și ăsta e tot par, și ăsta e 6 par. Împărțim peste tot prin 2 și rezultă. Echivalent cu? Patru împărțit la 2, 2. Mai mic egal cu 2y împărțit la 2. Rămâne un singur y. Y mai mic strict decât 3. Deci, în mulțimea pe care ai propus-o tu, căutăm toți y și cuprinși de la 2 până la 3. Dar aici, fiindcă e egal, fiind și egal, deci singurul Y de aici rezultă
este Y egal cu 2. Asta este singura valoare care îmi place. Fiindcă am avut și egal, egal aici. Iată că m-am făcut înainte prin încercări, doar 2 l-am obținut. Și aici, tot așa, doar 2. Deci iată că e greșit să propun de tine, l-am dus la bun sfârșit. Oricum, foarte interesant este să facem calcule deștepte și să ducem proprietatea de caracterizare într-una echivalentă, adică una care să fie să păstreze aceeași valoare de adevăr. Domnul? Da. Vreau să mă întreb. Acum este legat de tot de matematică de altă materie, geometrie. Păi să ne ducem, lăsăm pe testul ăsta în grup. Suntem la al patrulea. Da, da? Deci mergem mai departe să vedem, să terminăm, că nu se poate, nu amestecăm, se înregistrează și facem lucruri până la capăt. Da? Deci suntem la testul care, cum spus. Testul 5, da? Testul 5. Și am făcut de aici și pe punctul 4. Și acum ne ducem la 5. Așa. 5-ul, care sună așa. Ia să vedem cum sună. Spune așa. Determinați mulțimile X și Y. Determinați mulțimile X mare, respectiv Y mare. Deci găsim mulțimile X mare și Y mare. Înseamnă că nu sunt cunoscute. Deci le găsim noi. Ce îndeplinesc simultan condițiile? Care îndeplinesc simultan condițiile? Condițiile. Deci, să găsim mulțimile X și Y. Da. Cine sunt acestea? Nu le știm. Care îndeplinesc simultan condițiile. Să le vedem. Să vedem condițiile pe care le îndeplinesc acestea. Ia să vedem. Care îndeplinesc simultan condițiile. Prima condiție este că dacă facem intersecția lor, nu le știm. Dar X intersectat cu Y îmi dă mulțimea formată de elementele 1, 3 și 5. Deci acele două mulțimi pe care le căutăm, când facem intersecția, înseamnă că obține elementele 1, 3 și 5. Ce spuneți dacă X-ul și Y-ul le intersectăm? Obținem mulțimea formată din elementele 1, 3 și 5. Ce părere ai tu dacă știm că aceste 1, 3 și 5 sunt în intersecție? Înseamnă, vorbește, te rog. Înseamnă că 1, 3 și 5 se găsesc în ambele mulțimi, da? Deci 1, 3 și 5 le punem și într-una și în cealaltă. 1, 3 și 5 sunt în ambele mulțimi. Acum să vedem ce am exploatat condiția asta. B. Condiția următoare. X minus Y. X minus Y. Deci X scăzut Y. Uneori îl găsim și așa scris. Da? X minus Y. Da. Egal cu mulțimea formată din elementele 2, 4 și 6. X la 4. Deci la X mai adăugăm în continuare, la mulțimea de mai sus, nu oprim, nu închidem, că nu știm ce mai urmează condiții. Deci, faptul că X minus Y egal cu mulțimea asta, înseamnă că 2, 4 și 6 unii se găsesc obligator și nu se găsesc în ce mulțime. Deci se găsesc în ce mulțime? În mod sigur se găsesc în X și nu se găsesc în Y, nu? Așa apar la intersecție. Da. Atunci, deci, pe 2, 4, 6, unde îl pun obligatoriu? Obligatoriu. Pe 4,
46 până la x. La x. Deci 2, 4 și 6 le-am pus la x. Dar nu le pun și în y. Dacă le pun în y, atunci n-ar mai apare la scădere, nu? Deci e obligatoriu neapărat numai în x. Le punem fără să le punem și în y. Asta a fost B-ul. C-ul. O altă condiție. Zice așa, că y minus mulțimea x intersectat cu y, minus mulțimea x intersectat cu y, pardon, așa, egal cu mulțimea formată din elementele 7 și respectiv 9. Deci din y, dacă scădem intersecția, dacă din y scădem intersecția care e 1, 3 și 5, obținem pe 7 și 9. Atunci punem la y 7 și 9. Așa. Deci 7 și 9 le punem obligatoriu în y. Că din y asta, dacă scădem intersecția, adică 1, 3 și 5, obține 7 și 9. Deci obligatoriu le punem în y. Și iată că am găsit cele două mulțimi și că acum să vedem dacă verifică condițiile. Facem proba. Adică facem intersecția să vedem dacă dăm în 3 și 5 și îi dăm. Da? La intersecție ambele numere sunt scrise, la diferența de x și y, da, și la diferența de y, da. Minus intersecția? Da. E corect, da? Deci am gândit bine ieșițiul ăsta. Da. Da? Deci făcând proba, ne-am dat seama că toate condițiile date aici sunt corecte. Câte exerciții are testul 5? Toate testele la câte 6. Da. Deci asta e ultimul. 5-ul și acum al 6-lea. Determinați. Determinați numărul natural A, numărul natural A mic, astfel încât reuniunea mulțimilor, astfel încât, reuniunea mulțimilor A plus 5, de 7 și mulțimea formată din elementul A plus 5 și mulțimea formată din elementul 1 respectiv 2A plus 1 să fie formată din 3 elemente. Să fie formată din 3 elemente. Deci, determinați numărul natural A, adică cine să fie A? Foarte gândit. A-ul ăsta, cine să fie? Așa încât reuniunea, adică punerea la un loc, adică mulțimea asta, 7A plus 5, reunită cu mulțimea formată din 1, 2A plus 1, să aibă 3 elemente. Să pun acolo 3 elemente. Deci, aceste două mulțimi, una are două elemente, alta are tot două elemente, unul, două. Și când punem la un loc, pe cine îl punem? Îl punem pe 7 obligatoriu, îl punem și pe 1 și să mai fie încă un singur element.
Dar cât să fie A, încât la reuniune să mai fie aici doar un singur element. Deci că numai trei elemente să ai. Insist pe dat. Vezi, aici câte elemente sunt în mulțimea asta? Trei. Unu? Două. De ce zici trei? Că A plus 5 ai văzut aici? Dar asta e un singur element. Da. Dar e un singur element, nu-i despărțit cu virgulă. Deci ăsta 7 e un singur element și pe următorul element e A plus 5. Dar mulțimea asta câte elemente are? 2. Pe 1 și pe 2 A plus 5. 2 A plus 1. Și când punem mulțimea asta împreună cu asta, trebuie să ne dea doar 3 elemente. Dar 2 sunt deja. Unul de aici, 7, și unul de aici. La reuniune să punem elemente și într-o parte și în altă. Ei, acum să mai fie un singur element. Ce A să pun eu ca după înlocuirea lui A? 6. 6 și cu 5? Și aici, 2 ori 6? 12. Și cu 1, 13. Nu dă același lucru. Deci dacă facem A egal cu 6, se întâmplă că apare 6 și cu 5 fac 11, iar 2 ori 6, 12 și cu 1, 13. Și trebuie să-l pui și pe 11 și pe 13. Și aș fi 4 elemente. Eu vreau să fie numai 3. Ce era să fie încât după ce înlocuiesc, ce dă aici, să fie exact aici. Numai atât ce obțin. Dar de la elementul 7. 7. 7 și cu 5? 7 și cu 5, 12. Și 2 ori 7? 7, 14, plus 1, 13, 15. Deci mult. Mă depărtez. 6, iar m-am depărtat. Fac 11 și 13. Șapte. Mă duc. Iar 4. 4? Da. Ia să vedem. 4 plus 5, 9. 2 ori 4, 8. Plus 1, 9. Deci, tu ai observat că A egal cu 4 face ca 4 plus 5 să facă 4 plus 5 egal cu 9 și 2 ori 4 plus 1 facă tot 9. Și acest A egal cu 4 îi deșteptă. E valoarea care îmi place foarte tare. Că atunci mulțimile vor arăta așa. 7,9 7 și 9 reunit cu mulțimea formată din 1 și 9 și obțin mulțimea formată din 7, 1 și 9. Deci 7, 1 și 9. În concluzie, se pare că, într-adevăr, 9 este exact ceea ce îmi trebuie. Deci 9 este exact ceea ce îmi trebuie. 7, 1 și respectiv 9. Deci A-ul care trebuia să-l descoperim este A egal cu 4. Dar cum ai, la început ai dat 6, 7, ai văzut că se duce prea mult, nu? Și atunci te gândești să te duci cu un A mai jos, mai mic. Și te-ai dus cu 4. Cum te ghici deodată 4? M-am gândit că dacă 4 plus 5 egal cu 9 și 4 ori 2, 8 plus 1, 9. Deci tu ai luat egalitatea asta. Deci tu ai rezolvat în culise A plus 5 să fie egal, să fie același lucru cu 2A plus 1. Nu m-am gândit că o să fie egal. Păi dacă nu te-ai gândit, înseamnă că... Eu ziceam, haide să văd dacă dă. Da, dar obiectivul ăsta era să fie același lucru. Că ai văzut mai înainte, când au fost 11 și 13, la reuniune aveam 4 elemente. Deci neapărat trebuie să dea același lucru. Deci exact așa, A plus 5 facă 2A plus 1. Dar acum încearcă să gândești și tu, fără să te uiți pe tablă, că ai reflex în a copia pe tablă. Așa fac toți copiii. Deci nu fac decât să copii de pe tablă și te întreb de ce
Nu. Dacă am gândit împreună și am făcut chestia asta, trebuie să conduci singur, fără să... În clipa în care vii spitalul și copiem, nu facem niciun lucru care să fie interesant. Deci, dacă am și gândit, am văzut acum, încercăm să conducem singur. Aici cum facem? La relația asta, hai să scădem un 1 peste tot, cel mai mic. Să scădem și din stânga și din dreapta. Și cât vine atunci, dacă scădem un 1 din membrul ăsta? 4 plus 5. Păi, scăzut 1? Rămâne A plus 4. Hai să scrie, păi dacă stai și te uita bine. Deci A plus 5 se fie egal cu 2A plus 1, da? Asta era obiectivul principal. Și a rămas A plus 4, egal cu... 1A. De ce 1A? Păi da, 2 minus 1. Păi, dar aici e 2 ori A, e 2 de A. Eu am scăzut 1 din 1 minus 1 ăsta. Deci nu din 2 ăsta, că ăsta nu-i cu adunare, ca să vă zic. Deci e mulțit. 2A rămâne și plus 1 minus 1, cât face plus 1 minus 1? 0. Deci atât rămâne. A plus 4 egal cu 2A. Dar iar face același lucru. Și când te uiți de pe tablă și copii, nu mai ești atent. Tu te uiți să vezi, să faci simbolurile acelea, să le desenezi. Dar nu, corect. Acum, ce să facem? Am A plus 4 egal cu 2A. 4. 4 ce? 2 ori 4. Păi dacă aici sunt 2 de A și aici e un singur A, hai să scădem un A peste tot. Deci din A, din membru, să scădem un A. Deci minus un A. Minus 1A, zis eu. 1A. Un A. Dacă nu mai punem pe 1, se subînțelege că e un singur A. Că 1 ori A, înmulțirea cu 1, face numărul respectiv. Da. Ceea ce ar însemna un A plus 4 egal cu 1A. Păi dacă scădem un A... A, înseamnă A plus 3. De ce A plus 3? Păi vine 4 egal cu 2 ori 2. A minus A. Că scădem pe A. Deci din tot ăsta, din A plus 4, hai să zicem A plus 4, că așa am spus, din A plus 4 scăzut un A. Deci din membrul ăsta de aici, din A plus 4 scădem un A. Și vine A plus 4 minus A egal cu 2A, care era A, minus A. Deci scădem un A peste tot, și membru stâng, și membru drept. Și ce devine acum? A minus A. A minus A, 1. 2 minus 2. A minus A. 2. Păi, dacă zici 5 minus 5. 7 minus 7. 0. Păi, A minus A fac 0. Deci ăsta face 0. Și a rămas doar 4. 0 plus 4. Egal cu? 0 plus 4 egal cu 4. Păi, deci, face 4, dar aici cât face membru de 2A minus A, 2 de A scăzut un A. 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 2A. A, nu, fără 2 acela. Păi 2 de A scăzut un A, două mere, dai un măr pe o parte, de o parte rămân un singur măr. Asta înseamnă, din două mere e scăzut un măr, ai mâncat un măr, rămas un singur măr. Deci A egal cu cât? Rezultatul?